Poți să fii chiar domnitor și să te usuci de dor. Eu pe badea nu l-o-i da, nici pe opt ca domnitor. Девушки и юноши из Бельц собрались на посиделки. Молодежь ткали, шили, танцевали и пели. Для них традиции остаются основой нации, и они хотят передать их будущим поколениям. Acest eveniment este o tradiție veche care trebuie de respectat și de dus mai departe. În această șezătoare am rolul de mătușa Ruța, o bătrânică care adună toți nepoții pentru această șezătoare, toată mahala, cum se spune. Aceasta este tradiția noastră, din moș strămoș. Noi trebuie să dezghețăm această tradiție. Ar fi mai bine așa să ne strângem toți acasă, la părinți, la bunei, să păstrăm tradițiile, că totuși când toți sunt împreună, sufletul mai deschis și poți vorbi altfel cu oamenii. В посиделках приняли участие пожилые люди, обладающие глубоким пониманием традиций, которые формируют идентичность нашего народа. Am apucat la părinții mei cum să fac șezătorile. Femeile veneau la tors, femeia avea acasă lână mai mult, îi chema la șezătoare. Le punea la tăt caierii în furcă, torșeau femeile. Bărbață, veneau și ei. Ei dejdeocau, într-o parte mai jucau cărțile, așa ca moldoveni. Și tot trebuie să vină și de aici mai tineri, să deprindă și ei ceva, să duc tradiția mai departe. Noi suntem cei care ar trebui să altoim în aceste tinere vlăstare tot ce e mai bun, tot ce e legat de casă, de părinți, de neam. Și de aici a și venit această idee. Datinele, poveștile, poezia și cântecul erau arhivele popoarelor. Anume, prin aceste datini, noi vom ști cine am fost și cine suntem.